Cuvânt, tati. Nu fi trist, tată, nu contează că pe mașina ta azi scriu aurora și poeme. Nici că pe bancheta din spate, Tituș iubește noaptea prietena. Nu fi trist, nu contează că am uitat chipul mamei și mirosul sânului ei. Am să-mi amintesc, tată, linia obrazului, după urmele din barba ta de azi. Irak. Mai țin minte când am fost la un liceu în Irak? Aveau sport, învățau să se târească prin tranșee, săpate pe terenul de fotbal. Proful era un general retras, șchiop și cu o crescătură pe obraz. La proba de aruncat cu grenada în ruinele spitalului de lângă toți, dar absolut toți au luat 10. Apoi au mers la pistoale, le-au curățat, le-au încărcat. Au ochit o grămadă de haine și la sfârșit un băiat subt ras în cap a tras cu Kalashnikovul în aer și a anunțat pauză. Rea. Să renunț la pământ ca la o corabie veche. Să o iau de la început altundeva cu o femeie numită Rea. Taie-n picioarele, dragul meu, am fugit la timp din nou. Să-i spun într-o seară, am făcut planurile în cabane azi. Va avea vedere spre est. Să-i cuprind palmele pe creastă, știm că nici lui Dumnezeu nu-i place numele lui. Mergi să spun mai unde. Dansul lui Anais. Anais a aflat anul trecut că nu există Moș Crăciun, că oamenii sunt lași și că are cancer. De atunci locuiește în salonul 5 al 3-lea pat, chiar lângă fereastră. Pe acolo vede enciclopedia vieții și nu înțelege de ce editura tipărește cărți așa subțiri ca ei. Totuși citește, citește într-un. Sângele lui Anais e o pastă vie, un noroi animal de celule care se hrănesc cu secunde. Așa îi se scurge timpul. Anais speră să apuce să zboare cu patul pe fereastră. Să respire aer cât pentru încă două pagini, să mai mănânce odată nesănătos. Dacă ar putea, ar da 100 de doctori pe un iubit, căruia să-i scrie altceva, în afară de Dumnezeu, de ce ești rău cu mine. Și mi-a citit poemul cu 3 zile înainte să nu se mai încalce, să nu-și mai pună șosete albe curate și piciorul ei să fie etichetat cu numărul 8847. M-a întrebat atunci dacă morții se pot iubi, fiindcă vrea să vadă cum e, dacă se îmbolnăvesc, fiindcă e sătulă, dacă sunt doctori și spitale, dacă o să ne mai întâlnim vreodată. Ne-am plimbat într-o zi și mi-a spus că îi place mult mersul și nu crede că o să se descurce, că nu are călcâiul pregătit pentru etichete la degetul mare. Nu știu unde e Anais acum. Poate că e chirurg și are grijă de Nina, fata care se naște în fiecare miercuri. Dacă nu, zic doar atât. Are în sfârșit iubitul acela și poate e doar de mine. Odată i-am spus o poveste. Într-o zi oamenii o să se suie unul pe altul până la tine. Mulțumesc!